Etapa cu numărul 2 din divizia A la handbal a adus față în față cele două reprezentante ale județului Suceava, așa cum era de așteptat Universitatea, echipă ce și-a propus promovarea în Liga Națională, s-a impus fără probleme în disputa cu CS de la Alpinism la Turism Bucovina, cu scorul de 50 la 17, după ce la pauză avea deja 29 la 6, deși a amenajat câțiva titulari și s-a deplasat doar cu 12 jucători, echipa suceveană a tratat foarte serios acest meci și după 23 de minute conducea cu 21 la 1. În partea a doua, jocul a urmat aceeași direcție, pregătirea și valoarea superioară a jucătorilor lui Răzvan Bernicu spunându-și cuvântul scor final 50 la 17. Mă bucur că jucătorii noștri au respectat indicațiile și au tratat meciul cu maximă seriozitate, mai ales că am avut în trecut experiențe cu accidentări apărute când a lipsit concentrarea. Chiar și așa, Iont a resimțit anumite dureri la finalul primei reprize și nu a mai jucat, dar cred că nu este nimic grav. Echipa din Vicov este de apreciat că are al doilea an de când evoluează într-o divizie ce a devenit din ce în ce mai puternică. Cred că dacă ar reuși să se pregătească mai mult, au șanse să facă o figură frumoasă, a precizat antrenorul Răzvan Bernicu la acest meci. Au fost menajați Bursuc, Burlacu și Oprea, jucători ce vor reveni de astăzi la antrenament. După mici probleme, același lucru întâmplându-se și cu Olariu, ce revine după o pauză mai mare. Pentru ce se Suceava, Preda a marcat 10 goluri, Velea 9, Aldica 8, Alexa 7, Petrea 6, Vele 4, Costea și Baican câte 3 goluri, în timp ce pentru gazde, Carcea a reușit 8 goluri, Lucaci 4, Babiuc 2, Zubaș, Chifan și Muntean câte un gol.